Dacă ascultați muzică din România, sigur ați observat sau cunoașteți personal unele cazuri de artiști care nu reușesc să treacă de bariera aia, nu reușesc să prindă succesul ăla la care mulți visează când vine vorba de cântat. Dar de ce nu reușesc? Pentru că știm că unii chiar investesc foarte mult timp și bani în multe proiecte, dar fără succes. Iar pentru asta sunt eu aici, să vă arăt niște motive pentru care eu cred personal că aceștia nu bubuie în industrie. Pentru început am să precizez că sunt foarte mulți cântăcioși de duzină. Asta ce înseamnă? Sunt foarte mulți de Ian, Oscar, Rava, știți ce zic, și nu doar asta, dar sunt foarte mulți care nu au ceva special, ceva lor, nu au ceva cu care să facă diferența față de restul. Deci mai pe scurt sunt mulți care sună la fel și nu reușesc să convingă prea multă lume să-i asculte și de asta o să rămână ascultați doar de câțiva tovarăși de ei lor, pentru că lumea s-a săturat să fie 100 de artiști care sună la fel. Alt motiv ar mai fi că unii sunt foarte ușor de influențat. Cred că ați observat că în momentul în care un artist care era underground și reușește pe un anumit stil, influențează foarte multă lume. Așa că majoritatea când văd că un stil bubuie, efectiv își schimbă show-ul lor cu totul pentru că e un anumit stil în trend. Acum nu vreau să zic că trebuie să fie doar un artist care cântă într-un anumit fel, dar sunt unii care înainte să se schimbe făceau treabă mult mai bună și acum sună în ultimul hal, doar pentru că e foamea asta după faimă și succes într-un timp foarte scurt și că mereu ai impresia că rămâi blocat și că nu o să reușești niciodată, așa că te gândești că trebuie să te agăzi de val în loc să-ți creezi propriul tău val. Și sigur, cred că știți niște cazuri care au procedat așa și nu au ajuns prea bine. Acum vreau să spun că vă dați seama, sunt și mai multe motive când vine vorba de reușite în industrie, cum ar fi calitatea muzicii, marketingul care e foarte important, pentru că în orice domeniu reclama face o diferență mare și poate aduce un succes foarte mare chiar dacă produsul nu are prea multe de oferit. Dar în acest clip o să precizez tot ce ține de muzică și strict de muzică. Așa că ultimul motiv din acest clip ar mai fi că sunt unii care nu sunt efectiv făcuți pentru muzică. Sunt antonimul perfect când vine vorba de talent, adică sigur ați intrat măcar o dată pe TikTok și v-a apărut unul de genul ăsta. Ia, sufletul meu acum îmi plânge în păcate, îmi plânge acum în păcat. Ia, nu m-am împăcat deloc. Sincer, acum chestia asta nici nu se compară cu o piesă adevărată ca asta, adică du-te drecu, du-te drecu, du-te, 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 du-te drecu. Pe cine nu lasă moară, nu te lasă să trăiești. Na, vă dați seama, cânt în ultimul fel și se mai treabă de ce nu bubuie. Acum să știți că nu am nimic cu băieții ăștia doi de am pus aici, sunt amândoi la fel de tari, mai ales lui Chioc, e regele. Și cu asta eu zic că am cam terminat motivele. Acum, dacă nu sunteți de acord sau simțiți că am omis unele motive, nu ezitați să intrați mai jos în secțiunea de comentarii și să le împărtășiți acolo.